Pentru vărsător, săptămâna 25 aprilie, 1 mai, are o energie care aduce deschidere către ideile progresiste, către schimbările sociale, către idealurile noi, gândire liberă, creatoare de idealuri. Pot să apară frustrări legate de familie, care pot să aducă stări de duritate, de egoism, chiar de pesimism. În relații sunt posibile situații în care să experimentați intriga. În 29 aprilie, Pluto intră în mers aparent retrograd în Capricorn. Și aici vizează în primul rând sacrificiile, izolarea, secretele, sănătatea și karma. Va sta aici până în 8 octombrie. Evenimentul acesta vă îndeamnă să luați cu mare atenție deciziile, deoarece Pluto este cozat o planetă a transformărilor și a schimbărilor, a morții și renașterii, a vieții de apoi, a geloziei și a emoțiilor intense. Este planeta care până la urmă aduce și adevărul la suprafață. Este planeta care poate să aducă despărțirea de obiecte, de comodități. În 30 aprilie, eclipsa parțială de soare din Taur aduce momente care au conotație karmică de asemenea. Eclipsa aceasta marchează evenimente importante ale destinului, misiuni și poate chiar evoluții spirituale. Eclipsa de soare aduce schimbări în destinul familiei, a căminului, în ceea ce privește tradițiile, relațiile cu părinții. Este posibil să simțiți mai mult dacă aveți planete în Taur. Eclipsa aceasta aduce momente favorabile pentru a se corecta destinul, pentru a se renunța la ceea ce nu mai este necesar, la ceea ce deja a devenit un obstacol în calea evoluției. Eclipsa aduce stări de conștientizare, de deschidere către direcții noi în viață, pe care este bine să, ca oamenii să le urmeze, pentru că cu cât aceștia se opun să meargă pe acest drum nou, cu atât viața lor devine poate mai grea.